emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi îl am invitat pe Răzvan Ioan și să știi, Răzvan, că lumea te cere. Mulți au scris în comentarii că îl vor din nou pe Răzvan Ioan. Au nostalgia emisiunilor pe care le făceam în mod constant împreună. Deci bine ai venit din nou în emisiunea mea. Am observat, să știi, am auzit că sediul Gherila a fost pichetat de o mulțime curioasă care dorea să revin la emisiune. Da, așa este. Sunt informat. Eu susțin protestatarii. Sunt absolut de acord cu ei. Astăzi ne-am gândit la o abordare poate neobișnuită pentru emisiunea Metope. În ultima vreme ați văzut că am avut invitați care au scris câte o carte. Avem foarte multe călătorii în acest an și vreau să vorbim despre aceste destinații. O să încep cu Napoli, da? Pentru că... Ne place amândorora, e o destinație superbă. Și nu doar Napoli, dar și ce avem în jurul orașului. Este minunat. De fapt, nici nu putem să vedem într-o singură călătorie, e prea puțin. Dar într-o călătorie poți să vezi foarte mult și poți să vezi ceea ce este important. E un avantaj în oraș. În oraș, monumentele remarcabile sunt foarte aproape unele de altele. Este o concentrare incredibilă de minunății. Da, Santa Chiara, San Domenico, Biserica Iezuită, Catedrala, San Gennaro, toate astea sunt foarte aproape unele de altele. Singurul muzeu care se află ceva mai departe e muzeul de artă care este pe deal, da, e ceva mai departe. Deci, într-adevăr, se pot vizita într-o zi foarte multe lucruri. Este un mare avantaj. Dar ai dreptate. E clar că nu-i de ajuns. 3-4 zile nu sunt de ajuns. Și, bineînțeles, în Napoli avem muzeul de arheologie. Fabulos! E unul dintre cele mai grozave. Da. Exact, acolo cred că cel puțin o zi sau două ar trebui dedicate dacă vrei să analizezi fiecare piesă cu atenție. Și, bineînțeles, trebuie să mergi la Pompei sau la Herculaneum sau la Pestum. În apropiere, ca să vezi. Vom merge la Pompei. Care sigur este o zi întreagă ruinelor, da, de la Pompei, dar mai trebuie spus ceva, că la Muzeul de Arheologie avem de gând să mergem devreme ca să prindem deschis cabinetul secret. Cabinetul secret este colecția de artă pornografică. Da, și încă din secolul XVIII toată lumea era foarte curioasă să vadă aceste obiecte, artefacte găsite în ruinele de la Pompei și Herculaneu. Dar am un sfat, să nu care cumva să stați sau să mâncați la o cafenea în fața Muzeului de Arheologie. Sunt niște hoți. Acolo, da, să vă cafeneaua de la muzeu, că e și o cafenea, da, în muzeu, e foarte în regulă. Da, e mâncare simplă, cinstită, ieftină, e foarte, da, bun. Și chiar, mai degrabă chiar aș recomanda cafeteria. Înăuntru, da. Înăuntru, da. Acum spun ceva despre Muzeul de Arheologie din Napoli. Da? Deține colecții unice, evident, pentru că sunt obiecte găsite la Pompei și Herculaneum. Dar povestea muzeului este pasionantă, pentru că e o poveste care începe în secolul XVI, și anume cu familia Farnese și colecția Farnese, care e una dintre cele mai importante componente ale Muzeului de Arheologie din Napoli. Familia Farnese, mă rog, l-are pe Papa Paul al III-lea, da? O mare familie, e consacrată în Italia atunci când are un papă. De-al mintei am avut un curs anul trecut despre Roma Marilor Familii, o călătorie de studiu, și am mers la muzeele legate de familii care au avut un papă: Colonna, Doria Pamphili, Borghese, Barberini. Ei bine,
la Napoli avem această colecție farneze care a ajuns în secolul XVIII, în urma unei căsătorii la Napoli. Și în plus de asta, cum spuneam, muzeul are o poveste fascinantă, da? Și istoria descoperirilor făcute la Herculaneum și Pompei este absolut pasionantă. Aici, printre descoperiri, știi că eu am o slăbiciune pentru o descoperire în mod special de la Herculaneum, papirusurile care aparțin lui, care aparțineau lui Philodemus. Dar nu vrei să faci un curs despre Philodemus? Ba da, descrierea e deja scrisă, dar trebuie să doar să-l programăm, să găsim moment bun. Neapărat să rezolvăm problema. Dar vorbește-ne puțin despre Philodemus, că este un filozof extraordinar de important în istoria epicurismului. Da, mai ales că, din păcate, de la epicurei nu mai avem atât de multe documente. Sigur, avem de la epicur. S-au păstrat anumite scrieri, dar nici vorbă să păstreze toate sau nu majoritatea. Avem, este adevărat, de la Lucrețiu, un autor roman, cam de secolul 1 înainte de Hristos, avem un poem filozofic celebru despre natura lucrurilor. Și însă și acest poem a fost pierdut și redescoperit în Renaștere. Da, Stephen Greenblatt are o carte foarte frumoasă despre găsirea acestui manuscris într-o mănăstire din Bavaria, în secolul 15. Și epicureismul a jucat un rol important în renaștere și în apariția gândirii moderne, chiar a gândirii științifice. Partea frumoasă în ce-l privește pe Philodemus este următoarea. Noi nu mai avem astăzi textele antice originale, papirusurile antice. Avem în cel mai bun caz copii medievale, poate secolul 8, 9, 10 sau chiar mai târziu. Nu s-au mai păstrat, bineînțeles. Dar aceste papirusuri ale lui Philodemus sunt papirusurile originale care au fost în biblioteca acestui om, în Herculaneum, în secolul 1 după Hristos. Deci analiza lor e o binecuvântare pentru oricine este interesat de filosofia antică, de clasicism, mai ales că acum putem să le studiem cu tehnologie modernă. Pentru că ele au fost descoperite, dacă nu mă înșel, undeva prin secolul 17-18, numai că atunci nu puteau fi studiate, o parte au fost avariate, distruse. De pe astăzi putem să recuperăm tratate și apar scrierile lui Philodemus. Să întreb ceva. Epicurismul lui Philodemus este cumva diferit de cel al lui Epicur? Adică introduce anumite nuanțe, cum de pildă avem niște nuanțe la Seneca, da? În față de doctrina stoică, da? Și anume doctrina lui Seneca a bunurilor indiferente, dar preferabile. E o nuanță. Avem ceva similar, să spunem, la Philodemus? Bun, cred că e o întrebare cu un răspuns mai greu decât în cazul lui Seneca, pentru că în tradiția stoică avem o tradiție textuală, cred, mai bine conservată. Asta ne permite să avem un contrast mai clar. La Epicur, cum nu ni s-au păstrat foarte multe texte, sunt multe pe care pur și simplu nu le știm, da, și niște ziceri. Mă rog, cât valorează ele, discutabil. Da, hai să zicem, trei scrisori și niște ziceri. Mai bine, cred, este să comparăm cu Lucrețiu, cu poemul lui Lucrețiu, care nu s-a păstrat în ediție complet. Și avem, cred, la Philodemus, odată o prezentare sistematică, ceea ce este foarte important. Avem accent pus pe anumite emoții care trebuie tratate. De exemplu, scrie despre furie. Sau scrie despre poezie. Deci, sunt domenii care ne deschid o lume, o, o,
o fereastră spre o lume nouă în epicureism, pur și simplu. Rezan, trebuie să dau o veste proastă. Nu o să mergem la Herculaneum, vom merge doar la Pompei. Sigur că e foarte important de văzut și Herculaneum, însă e mult mai mic. Sigur că unele lucruri s-au păstrat mai bine la Herculaneum decât la Pompei. Asta e, așa e. Și mai e o nuanță. La Herculaneum era un fel de stațiune pentru cei mai bogați. În Pompei era un oraș mare și, bineînțeles, avem și locuințe admirabile, dar avem și locuințe pentru sărai. Pe când la Herculaneum... Și bordeluri, avem bordeluri de acolo unde s-au găsit anumite artefacte pornografice. Deci Herculaneum e oarecum un profil. Abia aștept cursul despre Philodemos. Însă, uite, un alt loc în care vom merge foarte curând și despre care iarăși vom vorbi la cursurile noastre și la cele pe care le facem online, Tesalonic. Da? Tesalonic este un oraș pe care multă lume îl desconsideră sau multă lume nu-și dă seama cât este de important, cât este de fascinant. În primul rând, este un oraș minunat, adorabil. Este într-un fel mai plăcut decât Atena. E mai liniștit, este mai curat, mai respirabil, nu e atât de agitat cum este Atena. Și are cele mai frumoase și mai mari biserici bizantine care încă sunt folosite ca biserici. Pentru că la Constantinopol nu mai sunt biserici, da? O sumedenie de biserici din epocă bizantină care au fost transformate în moschee. Din păcate și Hagia Sofia a fost transformată recent din nou în moschee, ceea ce e deplorabil. Da? La fel și Cora a fost din nou transformată în moschee, în timp ce la Tesalonic există Hagia Sofia biserică. E adevărat că în perioada otomană au fost distruse freșcele sau foarte grav avariate, dar sunt o serie întreagă de biserici extraordinare din epocă bizantină și ele funcționează încă pe post de biserică, ceea ce e formidabil. De-aia cred că nu e loc pe planetă mai bun pentru a petrece Paștele decât Tesalonicul. Acolo este inima ortodoxiei urbane. Da, pentru că totuși e legătura dintre ortodoxie și Bizanț, da? Cred că e locul cel mai interesant din punct de vedere ortodox, da? Paștele la Tesalonic. Da. Și sigur făceai referire la cursurile noastre, cursurile despre Pavel, pentru că avem o serie întreagă dedicată epistolelor lui Pavel. Vrem să le luăm, să le analizăm metodic. Am vorbit deja de Tesaloniceni 1 și urmează Tesaloniceni 2. Exact. Și mulți specialiști spun că prima epistolă către Tesaloniceni este prima scrisă. E foarte posibil. Da, pentru că primele comunități creștine de pe teritoriul Europei sunt cele de la Filipi și Tesalonic. Da, primele fondate de Sfântul Pavel. Filipi, de fapt, e prima și apoi Tesalonic. Iar scrisoarea către Tesaloniceni e probabil primul text creștin din istorie. Da, scrisă probabil la Corint sau poate la Atena, mă rog, e o dezbatere. Dar ce interesant e că Tesalonicul într-un fel leagă în creștinismului european. Într-un fel. Și mie îmi place foarte mult tonul pe care îl are Pavel în prima epistolă către Tesalonicieni. Spre deosebire de epistole către alte biserici unde e clar supărat, e necăjit de ce se întâmplă comunitatea. Cel mai supărat e scrisoarea către galateni. Galateni. Da, îi face proști pe galateni. Da. Glumeam la curs, folosește termenul anoetici. Și ziceam că ar trebui reînviat acest termen, folosit poate și la anumite dezbateri prin Parlamentul României.
amice, ești anoetic. Ar trebui folosit mai degrabă decât amice, ești idiot sau amice, ești prost. Da, deci, bineînțeles, la schimbul de replici dintre George Simion și, cum îl cheamă, Virgil și mai cum? Popescu, nu? Popescu, așa. Trebuia să-i spună, sunteți anoetic, domnule deputat. Da. Uite, în cazul ăsta parcă nici nu m-ar mai deranja circul. Dacă s-a ridicat un pic nivelul discursului. Și această epistole, de fapt amândouă epistole către tesalonicieni sunt foarte bune și foarte actuale. Nu? În a doua apare un concept sau o persoană care ți-a fost ție atât de dragă. Adică ai scris în lucrarea ta de doctorat despre Catehon, care apare în 2 Tesaloniceni. Uite câte lucruri sunt importante în Tesalonicii. Așa ne explica Sorin Lavric că aur este catehonul, iar alții spun că Putin e catehonul. Da? Există și teorii de genul ăsta. Însă trebuie să le luăm pe rând. În prima scrisoare către Tesalonicieni spuneai că tonul este cald, părintesc, grijuliu față de comunitatea de acolo. Aș vrea să reluăm această temă, facem o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Răzvan Ioan. Vorbim despre călătoriile care sunt în sfârșit posibile acum, da? Constatam că lumea dă năvală la călătorii și în contextul ăsta evocam Tesalonicu, un oraș absolut fabulos, al doilea oraș din Imperiul Bizantin, și aminteam că fondatorul comunității din Tesalonic este nimeni altul decât Sfântul Pavel, și prima epistolă către tesaloniceni e probabil primul text creștin scris în anii 50, și are un ton cald, părintesc, prietenos. Dar crește nerăbdarea, crește nerăbdarea lui Pavel și a comunității, pentru că așteaptă a doua venire. A doua venire a lui Iisus. Evenimentul, bineînțeles, central pentru comunitatea creștină, mai ales în creștinismul timpuriu. Și există o anumită îngrijorare a celor din Tesalonic, pentru că se așteptau ca Iisus să vină repede. A doua venire se întâmplă în timpul vieții lor. Și, din nefericire, observă că o parte din noi convertiți mor înainte de a veni Iisus a doua oară. Și Pavel, bineînțeles, trebuie să-i console, să-i împace cu această idee, să-i mângâie. De asta are un limbaj părintesc. Asemenea, unui tată sau vorbește de o doică, semne doici care are grijă de copiii săi. Cuvinte, Răzvan, va trebui să vorbim foarte mult de Pavel în călătoria noastră de studiu la Tesalonic. Da. Practic trei scrisori care au legătură cu locurile pe care le vom vizita. Tesaloniceni 1 și 2 și Filipeni, că vom merge și la Filipii, oraș fondat de Filip al II-lea, și e un sit arheologic acolo extrem de... Și, interesant. Bineînțeles, Tesalonic a fost și capitala provinciei romane, Macedonia. Da, a fost în mod constant un oraș foarte important încă de la fondarea sa, la sfârșitul secolului IV, de către Cassandros, da? Fiul lui Antipater, da? Primul rege al Macedoniei, de după Alexandru cel Mare. Și în mod constant a fost un oraș important, inclusiv în perioada otomană. Atatürk era din Tesalonic și dacă apucăm vom merge și la muzeul Atatürk, da? În casa. Ce interesant, asta mi-a scăpat, nu mai știam. Da, e foarte interesant, sper să avem timp, însă vom vizita principalele muzee din oraș, evident Muzeul de Arheologie, Muzeul Bizantin. De-al minte, la Muzeul de Arheologie sunt faimoasele lamele orfice.
descoperite la Derveni și de asemenea vom merge la Vergina, unde se află unul dintre monumentele mele preferate sau unul dintre siturile mele preferate din Grecia, și anume mormintele regale de la Vergina. Da? Sunt absolut fabuloase. Da? E mormântul lui Filip al II-lea. Și acolo este un panou, un text scris de arheologul care a descoperit osemintele lui Filip al II-lea. Da? Și povestește extraordinar cum a descoperit o cutie foarte frumoasă, cu aur, extra impresionantă, a deschis-o, a văzut în interior niște oase și la un moment dat i s-au tăiat picioarele, pentru că și-a dat seama că sunt oasele lui Filip al II-lea. E o pagină absolut extraordinară. Și știu că ție îți place Filip al II-lea, am impresia mai mult decât Alexandru. Păi da, pentru că era un om mai rezonabil decât Filip al II-lea. Da, Alexandru cel Mare e o figură de legendă, evident că da. Însă Filip al II-lea este un geniu politic și militar fără egal, aș spune. Este și organizatoric. De fapt, da. El a pus bazele pe care Alexandru a putut să... Și mai e ceva, nu-i puțin lucru să fii ținta constantă a celui mai mare orator din antichitatea greacă. Da? Contează și cine te înjură. Da? Eu ce să spun, sunt înjurat de oameni foarte mărunți, de oameni care nu prea mă onorează cu injurile lor. Adică eu sunt discuții destul de meschine. În schimb, să te atace Demostene, este extraordinar, da? Mare lucru să fii atacat de Demostene. Evident că vom vorbi și despre Demostene în contextul ăsta, da? Pentru că practic va fi o călătorie în inima Macedoniei. Vom merge și la Pela, capitala Macedoniei, la Vergina, vom merge la Dion, de unde a pornit expediția lui Alexandru cel Mare, și de asemenea la Filipi și Amfipolis. Da? Deci nu doar o călătorie la Tesalonic, ci în nordul Greciei sau în Macedonia, și în Imperiul Bizantin și în Imperiul Otoman. De altfel știu că călătoriile în Grecia nu-ți dau pace, că faci și în Tesalonic și la Atena. La Atena mers foarte bine. Interesant un lucru. Atena e un brand foarte puternic pentru toată lumea. Da? E asociat cu Partenonul, cu Acropola, cu Muzeul de Arheologie, care într-adevăr e incredibil. Da? Deci sunt lucruri pe care le înțelegem foarte bine. Ori Tesalonic cumva e dezavantajat, dar nu e deloc mai puțin interesant decât Atena. Eu le-aș pune pe același plan, dacă mă gândesc bine. Da? Atena are Partenon, are antichități pe care nu le vezi în nicio parte. Și mai e asociată și cu Socrate, Platon, Aristotel, Sofocle, Aristofan. Da, dar Tesalonic, uite, este asociat cu unul dintre cei mai mari teologi ortodoși, cu Grigore Palama, a fost arhiepiscop orașului, fără a mai vorbi de niște paleologi care au fost despoți în Tesalonic. Zidurile orașului, de pildă, da? Sunt absolut impresionante. Va trebui, apropo de paleologi, va trebui să mergem evident la Constantinopol, la Istanbul și la Mistra. Asta e o călătorie pe care o am în minte, da? În Peloponez. Mistra, Sparta, pentru că Mistra este absolut fascinantă. De-al minte, prietenul nostru Avramescu îmi tot trimitea poze din Peloponez, cred că anul trecut a fost acolo. I-a plăcut enorm și, de altfel, chiar dacă nu este cu noi, aș vrea să evoc călătoria pe care o vom face împreună cu Avramescu în Malta. Lui Avramescu îi place enorm La Valette și Malta. Pe bună dreptate! E incredibile! Și ai acolo... De fapt, văd Malta în aceeași, să pun Malta în aceeași categorie cu Sicilia. O insulă mediteraneană unde ai atâtea civilizații care s-au întâlnit, de rezultate nu poate să fie decât unul impresionant. Pentru că în cazul Maltei mergi din preistorie până la britanici. Da, just. Pe de altă parte, Sicilia are mult mai mult. De altfel, e mai mare.
tot vrem să organizăm călătorii de studiu și în Sicilia și va trebui să facem mai multe, da? Pentru că Palermo în sine este extraordinar și după aia sunt celelalte orașe. De altfel, țin minte că la prima emisiune Metope la care am vorbit, am vorbit despre Sicilia. Da. Da. Așa că hai să revenim la Malta. Eu văd cumva ca o continuare a călătoriei pe care am făcut-o anul trecut în Rodos. Legătura este evident ordinul cavalerilor ioaniți. Și vom evoca evident istoria acestui ordin militar, care are și o componentă monastică, evident, e creat în timpul cruciadelor, e o creație a cruciadelor și este moștenitorul templierilor, pentru că după desființarea ordinului templier, ioaniții au fuzionat, sau resturile ordinului templier au fuzionat cu ordinul ioanit. Și este o istorie absolut fascinantă, da, care pornește din Țara Sfântă până în zilele noastre, da? Și în zilele noastre joacă un rol. De altfel, Papa Francisc, citeam recent în presă, ar vrea să controleze ceva mai îndeaproape ordinul ioanit. Deci, mi-am adus aminte acum, pe măsură ce vorbeam, de Co-catedrala din Valeta, care este poate cea mai frumoasă catedrală pe care am văzut-o. Oricum în top 3. La Valeta are și un Caravaggio, dar este bogată, e super. Este de topuri, pentru că ai catedrala din Toledo, de pildă, care este ceva absolut incredibil. Notre Dame, nu mai vorbim. Siena. Franța. Da, Siena. Așa că e greu cu topurile. Da? Sigur, dar trebuie evidenția faptul că e highlight. Și să nu uităm că pramatia aia genială de Caravaggio a stat în Malta și a fost o vreme chiar cavaler de Malta până a fost expulzat din motive evidente. Și în Malta avem un bunker din al doilea război mondial, un centru de comandă. Minunat! Acolo trebuie mers, trebuie văzut cum britanicii au luptat contra nemților și contra italienilor. Mă rog, slavă Domnului, italienii nu erau serioși deloc. Nu știu asta. Unde e bunkerul? N-aș putea să-ți descriu acum pe... N-am o hartă mentală. Food for thought, da? Trebuie să ne gândim la asta, nu știu exact. Dar sigur nu, Cătălin a inclus. Cătălin, nu știu, sigur, că el e preocupat de istorie militară. Uite, are și un curs despre Churchill. Da? E pasionat de Churchill. Bun, a fost deja cursul ăsta despre Churchill. Fără îndoială, dacă se va putea, vom merge și acolo. Uite, eu nu știam de bunkerul din al doilea război mondial. A fost o bază importantă. Churchill, bune, am amintiri foarte dragi pentru că am citit memoriile. A fost una din primele cărți mai serioase, hai să zicem, pe care le-am citit când eram mic. Memoria lui Churchill, pentru că a apăruse o traducere în română. Da. Asta a fost introducerea mea, practic, în al doilea război mondial, pe lângă documentarele de la TV. Așa că Churchill, ca scriitor, îmi este foarte drag. Da, taică-miu l-a admirat pe Churchill în primul rând ca scriitor. Om politic abia după aia, dar în primul rând ca scriitor. Da. Eu știu că un scriitor poate avea un impact istoric colosal. Da? E vorba de puterea verbului. De Gaulle, la fel. Aici trebuie să spun că e o mare nedreptate. Churchill a luat premiul Nobel pentru literatură, dar De Gaulle merita și el premiul Nobel pentru literatură. Este un scriitor la fel de bun ca Churchill. Așa e. Numai că Churchill a stat la el acasă în al doilea război mondial. Ghinionul istoric a făcut că De Gaulle a fost forțat să plece. Motivul cred că e altul, că nu-l prea simpatizau pe De Gaulle membrii juriului de la Stockholm. Dacă mai sunt alte figuri importante care n-au luat premiul Nobel, evident din motive politice, nu? Și alte secături au luat premiul Nobel tot din motive politice. Eu cred că la cine te gândești. Dar, bun, acele secături erau totuși foarte talentate, erau geniale.
Stai că nu mă gândeam la Sartre acum. A, nu? Da, e, mă rog, Sartre nu știu că e segătură, e poate mai grav. E foarte interesant că Sartre a vorbit atât de profund și subtil despre reaua credință, la mauvaise foi. Da, este admirabil ce scrie despre la mauvaise foi și el este cel mai bun exemplu de mauvaise foi. Este la mauvaise foi incarné. Da? Dar mă rog, să revenim la călătorile noastre. Vorbim de Malta. Tu cunoști mai bine Malta decât cunosc eu. Pe mine foarte mult mă interesează catedrala și picturile lui Caravaggio, pentru că știu că este acolo un tablou fabulos cu martiriul Sfântului Ioan. E Caravaggio-ul meu preferat. E greu de spus care e cel mai e greu, preferat. Dar... Nu știu ce să zic. Să știi că Caravaggio-ul meu preferat e ăla care este și Caravaggio-ul preferat al unui mafiot sicilian. Pentru că știi bine, a fost furat dintr-o biserică din Palermo un tablou fabulos și anume nativitatea și adorarea, cum se cheamă, închinarea păstorilor. Ăla aș zice că este tabloul meu preferat de Caravaggio și trebuie să constat că mafiotul care a furat respectiv are gust. Da? Tare mă întreb unde o fi tabloul respectiv. Și mai e ceva în Malta și anume un oraș medieval arab, Mdina, unde sigur o să mergeți. Da, știu că o să mergem, e prevăzut. Da, da, categoric e prevăzut. Bun, asta și ca și în Sicilia, ai și prezență arabă extrem de interesantă, da? Și fuziunea culturală arabo-creștină, bun, în cazul Siciliei este fuziunea arabo-bizantino-normandă, da? Care e ceva cu totul special. Da, Răzvan, hai totuși să vorbim despre călătoriile tale. Pentru că anul ăsta vei fi ghidul nostru sau ciceronele nostru în două călătorii. Nu sunt încă pe site, dar abia aștept să particip la ele. Și anume o primă călătorie în iunie în Olanda și o a doua călătorie în Belgia. În Olanda vom sta mai multe zile. 5 zile, și ai prevăzut să mergem la Amsterdam, Haga, Delft, Utrecht, Leiden. La Leiden știm cu toții, ai fost student acolo, ți-ai luat doctoratul. Da, sunt orașe pe care le cunoști foarte bine. Dar și la Utrecht. La Utrecht am fost student acolo. Au fost primii 3 ani. Țin minte că te întrebau niște tineri unde să studieze și tu totdeauna le spuneai Utrecht, Utrecht, e foarte bine la Utrecht, dar spune de ce. Bun, una este să vorbim despre călătorii și alta este să vorbim despre studii, de ce e bine la Utrecht. Bun, la Utrecht de ce? Pentru că este o universitate foarte bună, pentru că au acolo în cadrul universității un colegi de limbă engleză. Și sigur, la început, bine să nu ne aventurăm în limba neerlandeză. Începem cu engleza și mergem ceva mai târziu la neerlandeză. E un colegi de arte liberale, pe model american. Ceea ce asigură, cred, o bază foarte bună. O bază educațională foarte bună. Pentru că ești obligat să nu te specializezi. Trebuie să faci câteva cursuri elementare de engleză, de prezentare sau de scris în limba engleză, de statistici, de logică, de gândire critică. Critical thinking, deja acum 20 de ani era la modă. După care, uite cum m-au interesat pe mine umanioarele, dar trebuie să studiezi și filozofie, și istorie, și istoria religiilor. Adică seamănă puțin cu clas prepa din Franța. Grozav, dar în fine, e o încercare cistită de a emula acest model. Da, eu știu că nu-ți place modelul american, prefer pe cel francez.
Dar eu îi sfătuiesc pe toți tinerii să ia în considerare. Pe cei care nu știu suficient de bine franțuzește pentru a urma la prepa. De-al minte, să știi că avem printre cursanții noștri unul care este în clas prepa la Henri IV și era cât pe aici să intre anul trecut, domnul Popa, dacă îl ții minte, da? e un tânăr foarte valoros și este extraordinar, chiar dacă n-a intrat. Faptul că a fost admisibilă și că a ratat cu foarte puțin e extraordinar. Extraordinar. De fapt, o mare performanță. Sunt convins că va intra la Ecole Normale Supérieure, merită din plin și mai e încă cineva dintre tinerii noștri cursanți care se îndreaptă tot către clas prepa. Cred că vrea să se facă altceva, ceva științific. Dar, după cum știi, avem printre tinerii cursanți și câțiva care s-au dus în Olanda. Știu, foarte bine au făcut. Da, nu zic nimic, nu, e excelent. Dar zi-ne despre orașele în care vom merge, da? Delft, Haga, Amsterdam. Obiectivul principal al călătoriei va fi să ne uităm la țările de jos așa cum au fost în secolul XVII, în secolul de aur. E, bineînțeles, o perioadă de maximă florire, de miracol olandez, așa cum a existat un miracol atenian. Avem un miracol olandez. Când Olanda devine principala putere maritimă și comercială a Europei, când se eliberează de sub ocupația spaniolă, ceea ce, bineînțeles, duce la o efervescență extraordinară. Și sigur vom vorbi despre culmile culturale, da? De la Spinoza, la Rembrandt, la Hugo Grotius, la Vermeer, sigur, toți pictorii, toți gânditorii, vom vorbi despre oamenii politici. Despre Rubens vom vorbi când mergem la Anvers. La Antwerpen, da. Sigur. Vorbim despre părintele națiunii olandeze, despre Willem de Orania, Willem I, despre opoziția dintre Casa de Orania și regimul parlamentar. Hai să spunem așa, regimul parlamentar cu Oldenbarneveldt, Johan de Witt. Numai că n-o să ne concentrăm doar pe aceste vârfuri. Pentru că ceea ce este remarcabil în Olanda și motivul pentru care Olanda se află la începuturile modernității, sursa modernității europene în bună măsură, este că avem o transformare a întregii societăți. Avem 50% grad de alfabetizare prin 1600, ceea ce este remarcabil. 60% bărbați, 40% femei. Avem ziare. Da, avem ziare care circulau, ceea ce înseamnă că ziarele se citeau în familie. Dacă aveai o singură persoană care știa să citească, toată lumea era informată. Și aceste ziare sunt traduse și sunt vândute și în alte țări în Europa. Pentru că olandezii stăteau foarte bine la tipografii. Esențial pentru o civilizație. Era un grad imens de urbanizare, de urbanism. Sigur, asta se mai întâmplă și în Italia, în Belgia. Asta încă înainte de revolta de la sfârșitul secolului XVI. Flandra era una dintre zonele cele mai prospere din Europa încă din secolul XIV-XV. Mm-hmm. Și toate se leagă pentru că avem în Flandra comerț cu textile. Deci, industria asta e foarte importantă. Se mută în Olanda după revolta contra spaniolilor și cum apare microscopul, de exemplu? Ce apare tocmai de la cei care investigau, testau calitatea textilelor, calitatea mărfurilor. Deci aveau nevoie de dispozitive cu care să analizeze în detaliu calitatea mărfurilor. Și asta duce la apariția microscopului și deci la dezvoltarea științei. Așa că trebuie să vedem întotdeauna dezvoltarea culturală științifică în contextul avansului societății. Mai mult, hai să ne gândim că în 1602 apare prima societate pe acțiuni și deci prima bursă din lume, Compania Indiilor de Est. În 1612 se dau pentru prima dată dividende. Avem speculații cu bulb de la lele.
Așa că avem în această perioadă a secolului 17 apariția capitalismului și apariția unor idealuri politice. Pentru că e interesant următorul lucru. Hai să comparăm declarația de independență din SUA cu declarația prin care olandezii denunță tirania lui Filip al II-lea. Există o influență clară a olandezilor asupra gândirii americane. Lucru deloc întâmplător, pentru că mulți din puritani, mulți din pelerinii care ajung din Anglia în SUA, trec prin Olanda și stau acolo poate o generație, poate două. De altfel, asta este una din explicațiile pentru care catedrala din Leiden a fost scutită de bombardamente în al doilea război mondial, de bombardamentele americane. Au fost ocoliți, tocmai mulți președinți americani au strămoșii acolo, în Leiden. S-au stat acolo o perioadă. Și de asta, da, am ales. Bine ar fi fost să fie la fel de atenți cu alte biserici importante. Nu știu, Santa Chiara din Napoli, de pildă, da? Care este o absolută minunăție și a fost făcută praf în bombardamente sau alte asemenea monumente. Păcate. Și avantajul este că toate aceste orașe sunt la distanțe foarte mici, sunt într-o zonă relativ mică. Toate cele pe care le-am menționat, Amsterdam, Haga, Delft, Leiden, Rheinsburg, unde o să mergem la casa memorială lui Spinoza, toate sunt în provincia Olanda, provincia Holland. Numai Utrechtul e un pic mai departe. Utrechtul, de fapt, bastionul cel mai important al catolicismului în țările de jos. De asta avem, cât o vorbeam de Caravaggio, avem pictori caravagiști în Utrecht, o școală importantă. Am sesizat folosirea termenului tirania lui Filip al II-lea. Dar de ce să nu vorbim de tirania lui, lui Filip al II-lea? Dar de ce să nu vorbim de tirania lui George al III-lea în cazul independenței americane? Adică e, totuși, bietul Filip al II-lea este victima unei legende negre, da? Este multă propagandă anti-spaniolă. Le-a dat și niște motive pentru această propagandă. Asta e altă chestiune, nu există figură istorică ireproșabilă. Nu există așa ceva, da? E imposibil. Dar totuși cred că trebuie să fim atenți la anumite mituri, mituri pozitive sau negative, da? Și în cazul lui Filip al II-lea are foarte multă mitologie negativă. Da, numai că Filip al II-lea, spre deosebire de Carol V-ul, născut la Kent, în țările de jos și care cunoștea foarte bine locul, Filip al II-lea nu cunoaște și nu e foarte interesat. Și trimite niște oameni cum ar fi Ducele de Alba. A fost în țările de jos, în vizită, da? A făcut o lungă călătorie și a fost, da, cam peste tot unde trebuia, totuși era un om umblat prin lume. Nu toți regii sau monarhii din secolul XVI au călătorit atât de mult ca Filip al II-lea. Așa este, dar niciodată nu a putut să se înțeleagă cu mentalitatea din țările de jos. Asta așa e. Ne gândim la persecuția religioasă, la persecuția politică, la oamenii care au fost omorâți, la execuțiile judiciare. Da, avea o logică. Bun, execuții au făcut și ceilalți. Însă avea o logică, pentru că el cumva a tras o concluzie din experiențele tatălui său, că politica de conciliere nu funcționează. Și a făcut alegerea catolicismului politic integral. Ceea ce a funcționat în Spania. În Spania a funcționat foarte bine. Era politica inaugurată de Ferdinand și Isabela. Iarăși nu e vorba aici de simpatie, câtuși de puțin, ci vorba de coerența politicii sale. Evident că această politică coerentă în cazul Spaniei a dus în mod inevitabil la conflictul cu protestanții din țările de jos. Nu erau toți neapărat protestanți. Just. Și revolta e, bun, e istorie contrafactuală, bineînțeles, nu avem cum să știm, dar poate n-ar fi avut loc dacă n-ar fi vrut Filip al II-lea să bage catolicismul pe gât unor oameni care își doreau pur și simplu ceva mai multă libertate,
ceva mai multă autonomie. Pentru că n-avea cum să meargă aceeași politică în Spania, reședința lui Filip al II-lea, o țară cu anumită istorie, n-avea cum să meargă în țările de jos, în cele 17 provincii. Sigur, până la urmă a mers parțial. S-au despărțit Belgia de Olanda. Belgia, provinciile din sud, sigur, au rămas catolice. Da, și trebuie spus că vom avea o călătorie și în Belgia, și anume la Gand, Bruges și Anvers. Puțin mai târziu, nu știu, prin august, cred că o să facem prin această august, călătorie, da. Completează călătoria din Olanda, da? Pentru că astea sunt provinciile care au rămas catolice. Da. Sigur, sau au redevenit, pentru că în cazul Anvers, de pildă, a redevenit catolic atunci când spaniolii au recuperat orașul. Da. A fost un asediu foarte greu, foarte dur, și până la urmă olandezii ce au făcut? Au deturnat Roosevelt, ceea ce înseamnă că Antwerpen nu și-a pierdut poziția comercială dominantă și Amsterdam a câștigat. În schimb, în Belgia trebuie să începem parcursul nostru ceva mai devreme, cu, hai să zicem, așa numita renașterea Nordului. Renașterea artistică, renaștere umanistă, sigur, Erasmus, o persoană care joacă un rol foarte important, și avem artiști redutabili, te-l menționai pe Rubens. Da, Rubens era din Anvers. Da. Dar mulți olandezi vin din Belgia. Mulți olandezi din epoca de aur vin din Belgia sau părinților, bunicilor au fost în Belgia și au fost alungați tocmai de politica percepută ca fiind intolerantă. În schimb, asta nu ia nimic din strălucirea Belgiei. Nu ia nimic din strălucirea Bruxelles-ului, a Gentului, a Brujului. Da, Brujul este o minunăție, este o bijuterie. Da. Da. Vreau să ne pauză, să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat peste câteva clipe. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Răzvan Ioan și vorbeam despre Olanda și Belgia, da? Despre istoria acestor două țări. Răzvan Ioan cunoaște foarte bine zona, ca să spun așa, pentru că a studiat la Utrecht și la Leiden, și vorbeai despre Bruges înainte de pauză. Da, voiam să spun că aș dori să ne concentrăm în călătoria de studiu pe zona flamandă. De asta am ales acest oraș. Zona flamandă, zona de nord, care e probabil cea mai prosperă în perioada asta, se pare, hai să spunem, 14-15. Și acum e la fel. Da, da, mulți uită că avem în secolul XIX o înflorire extraordinară a Belgiei, o țară hiperindustrializată. După Marea Britanie, bineînțeles. De altfel, Olanda și Belgia au mai fost unite după războaiele napoleoniene. Și n-au putut să reziste împreună, sunt totuși mentalități diferite, sunt religii diferite. Dar, sigur, merită investigare, merită văzută fiecare părticică a acestor țări. Belgia prezentând același avantaj ca Olanda până la urmă, și anume proximitatea orașelor. Faptul că poți foarte ușor să mergi într-un oraș în altul și până la urmă sunt o bucurie. Oricine a văzut acest oraș, oricine a văzut arhitectura, ele își va dori să se întoarcă, pentru că sunt... Da, cumva Belgia este deservită, aș spune, de Bruxelles. Bruxelles, ca oraș al Uniunii Europene, este un oraș plicticos. Da? Cele mai plicticoase cartiere din Bruxelles sunt cele consacrate instituțiilor europene. Sunt urâte, pur și simplu urâte. Și trebuie să spun că asta a fost și percepția mea, pentru că mergeam la consiliile de miniștri la Bruxelles și se părea anost, plicticos, antipatic, nu-mi plăcea. Ulterior am descoperit restul orașului, cartierele absolut minunate ale vechiului Bruxelles, cele care n-au fost distruse. Și mai trebuie spus ceva, ei au avut un primar imbecil la un moment dat, în anii
cât au fost, 50-60, și s-au demolat clădiri absolut fabuloase. Am un bun prieten belgian, Jan de Mar, istoric de artă, a fost și negustor de artă, e un om cu o viață fascinantă, și ne plimbam prin Bruxelles și îmi spunea: uite, aici a fost o clădire din epocă spaniolă, un palat baroc din secolul XVI, acum este un parking. Da? Și erau multe exemple de genul ăsta. Da? Deci Bruxelles a fost mutilat de un primar complet imbecil și sălbatic. Din fericire n-a putut să distrugă... S-au păstrat multe lucruri. S-au păstrat multe lucruri extraordinare și mai cu seamă sunt acele cartiere care și-au păstrat specificul. Saint-Gilles, de pildă, mie mi-a plăcut enorm. Da? E poate cartierul meu preferat din Bruxelles. Iar orașele pe care le vom vizita, și anume Gand, Bruges și Anvers, sunt cu totul altceva. Da? Bruges este păstrat impecabil. Da. Bun, Anvers sigur că este un mare centru de toate felurile. Da? Pentru tot felul al diamantelor. De tot felul de traficuri legale și ilegale. Da. Și Kent, să nu uităm, acolo s-a născut Carol Quintul. Just. Da, abia aștept, nu cunosc, abia aștept să... De altfel... toată lumea a observat diferențele dintre noi. Faptul că tu vorbești despre tirania lui Filip al II-lea, eu vorbesc despre Filip al II-lea cu mai mult... considerație. De asemenea, tu spui Ghent sau Hent sau nu știu cum zici tu, eu zic Gand, cum on dit en français, de-alminte Carol Quintul vorbea franțuzește acasă. Carol Quintul vorbea toate limbile europene. Sigur, vorbea de toate, dar prima lui limbă totuși a fost franceza. Da. Era o zice, nu știu cât de reală este, că spunea Carol Quintul că vorbești spaniolă cu Dumnezeu, franceză cu bărbații, italiană cu femeile și germană cu calul. Da, astea sunt ziceri care au tot felul de adaptări, așa și Friedrich al II-lea al Prusiei, da, a spus că vorbește nemțește cu calul sau cu servitorii, da, sau nu știu cum. Da. Sigur, dar întrebarea este, după aceste călătorii, voi începe eu să zic Anvers și Ga sau vei spune tu Antwerpen și Gent, așa cum e corect, de altfel? Nu, este exclus ca să mă schimb în vreun fel în privința asta. Nu, am totuși, nu uita că sunt și cetățean francez și sunt foarte atent la prezența culturală franceză în aceste zone. De altfel, îmi pare foarte rău că există această diviziune absurdă, lingvistică. Dacă sunt locuri unde, dacă vorbești franțuzește, nu obții nimic. Da? Și viceversa. Sau invers. Mi se pare complet absurd. Da. Sigur, dar mi se mai pare ceva absurd. Faptul că belgienii nu vorbesc întotdeauna ambele limbi. Sigur, sunt mulți care vorbesc pe amândouă, e cât se poate de firesc, dar există un oarecare dezechilibru. Și din experiența mea am întâlnit mai mulți belgieni care vorbesc franceză și nu vorbesc flamandă decât belgieni care vorbesc flamandă. Da, este explicabil, pentru că franceza este o limbă universală, ceea ce nu se poate spune despre flamandă. Da. Și asta e o evidență. Totuși, da? Nu. Deci mie mi se pare absurdă încăpățânarea flamanzilor de a nu vorbi franceză, mi se pare aberant. Și practic îi privești și pe cei care nu sunt belgieni, da? Dar nu știu flamandă, știu franceză. Da. Da. Exact, probabilitatea e mult mai mare. Eu nu am nicio vină că nu știu flamandă. Bun, sigur că poate că ar trebui să învăț, dar mai sunt și alte limbi înainte, da. Da? Pe care fie aș vrea să le perfecționez, fie să le învăț. Dar oricum, abia aștept aceste două călătorii. Olanda și Belgia sunt țări pe care le cunosc, dar nu suficient de bine. Da, adică am fost la Amsterdam, am fost la Utrecht, am fost la Bruges, la Bruxelles, dar aștept să cunosc de altfel celelalte orașe. La Delft, le știu că Delft este o minunăție. Haga este o capitală foarte agreabilă. Da, e mult mai agreabilă decât Amsterdam. În viziunea mea, Nu mi-a plăcut foarte mult ca atmosferă. Mi se pare agresiv. Are sigur lucruri foarte importante de văzut.
Nu poți să mergi major. În Flandre și să nu vezi Rijksmuseum sau Palatul Regal, fosta primărie, știu, Muzeul de Istorie al Amsterdamului. Nu mai vorbim de alte destinații cum ar fi Muzeul Van Gogh. Nici nu le includem. Dar e o situație asemănătoare cu cea din Belgia, unde Bruges, Gent, Antwerpen sunt mai cozy decât capitala. Bun, așa și Tesalonicul este mai agreabil decât Atena, cum spuneam mai devreme. Tesalonicul este o minunăție de oraș. Între noi fie vorba, e mai agreabil decât toate orașele astea din Belgia și Olanda, pentru că clima este extrem de plăcută. Da? Noi mergem într-o perioadă bună. Trag nădejde că va fi, vremea va fi de plajă. În Haga se face plajă. Niciodată n-am prins vreme bună în Belgia. Și am fost de foarte multe ori la Bruxelles. Odată am murit de cald, de căldură. Da? Deci efectiv era o căldură sufocantă. Nu mai știu când, în iunie parcă, ceva de genul ăsta. Niciodată n-am prins vreme care să fie într-adevăr frumoasă și agreabilă în Belgia. În schimb, Tesalonicul este un paradis, efectiv. Acolo trebuie să ne mutăm. Eu cred că pentru vizitat și pentru o vacanță activă, cum pregătim noi, vremea din țările de jos este mai prielnică. De obicei bun, este chiar atât de cald. Mai bun moment pentru a vizita Florența sau Roma e acum, când nu e lume. De altfel, am fost la Roma la începutul anului și a fost o idee excelentă. Am putut bravo, să bine te-ai gândit. Văd în liniște monumente unde de obicei n-aveai loc. Nu puteai să arunci un ac. Da, dar îți spun, va fi în Olanda și în Belgia, va fi ceea ce flamanzii și olandezii numesc gezellig, confortabil, plăcut. Gezellig. Va fi și un mic curs de limbă și civilizație, nu doar de civilizație. Da, mine mă amuză că seamănă foarte mult cu germana, da? Așa cum altfel, și daneza seamănă destul de mult cu germana, dar râdeam, imposibile, daneza râdeam, și olandeza. Pe Facebook de expresia Zitfleischheben. Și bineînțeles mi-a atras atenția că și în germană există această idee de Zitfleisch. Dar asta înseamnă, dacă ai fundul mare, înseamnă că stai multipl la birou și ai putere de muncă. Rezistența la stat pe scaun. Mulțumesc tare mult, Răzvan, pentru discuția asta. Abia aștept să mergem împreună în Olanda și Belgia. Până atunci, cum spuneam, Casa Paleologu are o sumedenie de alte călătorii la Napoli, la Tesalonic, la Atena, Malta. E o adevărată explozie de călătorii, pentru că lumea vrea să călătorească și e absolut firesc, dar cele mai bune călătorii sunt evident cu Casa Paleologu, pentru că n-are rost să vă agitați brownian, cum spunea Vanghelie. Nu știu dacă mai ții minte, Răzvan, expresia lui Vanghelie, mă agit brownian, îi plăcea lui formula. Da? Deci nu vă agitați brownian, ci trebuie mers cu ținte clare. Vă mulțumesc mult pentru atenție, îți mulțumesc ție, Răzvan, mult pentru participare și ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.